Lucrările de canalizare în localitatea Beclean sunt pe ultima sută de metri. La stația de epurare a satului s-a lucrat pentru pregătirea echipamentelor, urmând ca acestea să fie montate. La stația de epurare a satului Beclean s-a lucrat pentru pregătirea echipamentelor, și acum, permițând temperaturile din mediul exterior, se vor monta acestea, astfel încât, așa cum am promis oamenilor, în cursul anului acesta, Începând din primăvară-vară va funcționa această canalizare în sfârșit după foarte mulți ani la Beclean și de asemenea și la Luța, pentru că știm că uh, cele două sate sunt uh, legate la canalizare cu stație proprie în aval de satul Beclean înspre, înspre nord, înspre Olt. Burezul este funcțional predat la apă Canal Sibiu, iar uh, celelalte două sate ale Comunei Beclean, Calbor și Boholț, uh, fiind la, la, nord de Olt, având în vedere că sunt uh, vecine unul cu altul, acolo avem un proiect uh, bine gândit, bine făcut pentru cele două sate pentru canalizare, pentru că apa este funcțională acolo și este depus deja pentru finanțarea acest proiect. Uh, ni s-au cerut niște clarificări, le-am le predat, îl susținem, merg la București permanent și încerc să accelerez pe cât posibil a etapele prin care trece acest proiect pentru a ajunge să fie finanțat, să fie cât mai alert trecute peste ele, să fie verificat și să fie aprobat. Pentru că sunt foarte mulți bani, vreo de 24 de milioane de lei acolo, având în vedere că sunt două sate, stația de depurare, așa cum am spus, și cu siguranță o să ajungem să-l implementăm și acest proiect. Îmi doresc cât mai repede posibil. Pentru rețelele de canalizare din statele Calbor și Boholz, primarul Claudiu Motrescu susține că a depus un proiect pentru atragere de fonduri. L-am depus la Compania Națională de Investiții, l-am depus la, la Ministerul Mediului, l-am depus în diverse, în diverse locuri, la, la de asemenea la, la programul Angel Salini, dar pe Angel Salini am, am finanțat, am fost sprijiniți pentru canalizarea de la Beclean. Iar acest proiect de la Calbor și Boholț îl vom face cu ajutorul fondurilor de la Ministerul Mediului. De asemenea, un, un lucru foarte important, având în vedere că sunt la capitolul Apă-Canal, dacă vorbim de, de sănătatea publică și de faptul că în Beclean rețeaua de apă potabilă și de asemenea în Hurez este una veche, au mai fost situații când a fost apa cu, cu rugină, deși cu cei de la Apă Canal Sibiu foarte bine am colaborat, au, au pus filtrele necesare astfel încât nu au prea fost situații de acest gen, de a fi apa improprie. Dar, după cum bine știm, este semnat și este dat ordinul de începere, mai exact pentru lucrarea de aducțiune de apă potabilă de la Pojorta, Beclean, Făgăraș. Și din această aducțiune cu conductele noi, cu stații noi, cu tot, ce, cu tot ce trebuie nou, se va alimenta și satul Beclean. Amintim că satul Hurez este funcțional, rețelele fiind predate la apă canal Sibiu.